campanie de împădurire pe dealul Mamut din Alba Iulia. O echipă formată din aproximativ 40 de voluntari a plantat astăzi 200 de puieți de molit și 100 de puieți de larice pe dealul Mamut. Startul evenimentului s-a dat începând cu ora 9:30. Ce faceți acolo? Să pun o groapă. Ce scop? Să plantăm puieți. Pentru o groapă pe penitenciar. Și e greu? Da. Ce pom plantați? Larice și molid. Acesta este o larice, iar molidul va veni între cele două pomi de larice. Va fi cam la distanță de aproximativ un metru, un metru jumate între ei. Am plantat copaci să avem o planetă mai verde, să nu mai poluăm natura și să se vadă lucrul nostru pe viitor, ce am făcut cu copacii. Am plantat pentru că ca să fie mai verde, oamenii să vină ca să viziteze, adică să vadă natura, ce este natură, minunății. Activitățile legate de natură pentru noi sunt foarte importante pentru că sensibilizează copiii în relație cu natura și pe termen lung îi transformă niște cetățeni mai responsabili. În fiecare primăvară participăm la plantări de puieți. Anul ăsta am ales să ajutăm primăria pentru a planta puieți în zona parcului dendrologic și pistă de biciclete. Acțiunea s-a concentrat pe taluzurile și spațiile goale existente de-a lungul pistei de biciclete. Se plantează pentru stabilizarea taluzelor sau a zonelor mai expuse la degradare ca urmare a ploilor sau aluviunilor care sunt cauzate de ploi torențiale. Zone mai expuse, ca o măsură adiacentă cu ocazia lunii pădurii. Materialul dendrologic a fost asigurat de către Primăria Alba Iulia.